O ofrandă mult prea neînsemnată comparativ cu sacrificiul pe care cei doi sublocotenenți l-au făcut pentru țară. Ridicarea busturilor celor doi sublocotenenți, Nicolae Nancovici și Vasile Verbiceanu, pe Alea Eroilor din Parcul Alei, reprezintă totuși un semn de prețuire al statului român pentru jertfa supremă a celor doi ostași care au murit în luptele desfășurate pe teritoriul Bulgariei în timpul războiului de independență. Bucureșteanul Nicolae Nancovici, sublocotenent, comandant al companiei a 4-a din regimentul 8 infanterie de linie, care alături de comandantul său direct Nicolae Walter Mărăcineanu a asaltat celebra redută Grivița la 30 august 1877 și a împărtășit soarta fiind ucis de ploaia de gloanțe dușmană în fruntea soldaților săi. Este unul dintre tinerii care au rămas model pentru generațiile viitoare și merită să-i fie recunoscută jertfa. Autorul bustului lui Nancovici este maghiarul Ișvan Gherghei, în timp ce lucrarea de artă dedicată lui Vasile Verbiceanu este semnată de un sculptor român, Dumitru Popovici. Sublocotenentul Vasile Verbiceanu, originar din fosta reședință a județului Mehedinți, comuna Cerneț, avea 30 de ani atunci când armata română se pregătea pentru marea confruntare de la Smârdan. Și în 12 ianuarie 1878 a căzut pe câmpul de luptă de la Inova. Este un component al regimentului 7 infanterie de linie care a căpătat postum laudele superiorilor pentru modul cum și-a îmbărbătat soldații. Din păcate, despre el s-a vorbit la numai 30 de ani la trecut.